Pace și bună ziua! Astăzi iară facem mâncare, iară facem numai ce le place lor. Am aici, alții zic ciocanel, alții zic țâmp, un țâmp de curcan. Natalia. Încet, mama. Și vreau să-l fac la asta mică, că a rămas acasă. Ieri a căzut pe genunche și i s-au umflat genunchele. Astăzi e mai bine, i-a pus acolo alifii, eu știu ce i-a făcut. Și să suntem mai bine, dar... O sărit câinile pe ea sau ce s-a întâmplat, dar au căzut pe genunche. Și... Acum vreau să-i fac repede ceva să mânce. Și facem. Îi facem așa... un grătărel, sau să le pun cum vrei tu, Angie, să-i le fac, stai să spun cum vreau. Ori grătar, ori așa în ou și pus în cuptor, să se facă un fel de paneu, dar la cuptor, nu prăjit. Cum crezi tu că ar mânca mai bine? Cum e mai repede? Și una și alta. Fac grătar și fac un pilaf de orez așa, repede. Vrei așa? Da, așa. Pilaf de orez și grătar. N-am crezut noi astăzi că e luni să rămână asta mică acasă. Dar, cum spun, o căzut și s-o umpla genunchele la ea ieri. Chiar șchiopăta. Dar astăzi e mai bine. Și astăzi mai știu până ea cumva, dar e mai bine. Și eu trebuie să mă descurc cu... Da, mă descurc. Că îs vaccinată. Uite așa. Le scot eu cumva la cale. Atâtea oase de naștere are... Să vedem ce iasă de aici. Ce va trebui să iese. Ia ca așa. Cine are răbdare să facă ca mine. Păi eu am. Am răbdare cu carul. Fiecare tendon din ăsta să-l scoți. Dar de ce trebuie să ai la cheoase? Și uite că reușesc să scot din ea. Mamă, ce se îmbucură ciuciu. Dar asta știi ce supă faci pe el. Așa. O să ieși pe asta. Și aici? Aici. Deci astea cred că le tai în două. Și cu aripa asta și fac o supă. Nu le dau la câini. Să-și mânce bobițele. Bine spun. Așa. Punem aici în apă. Așa. Și prima dată să pun orezul la fier. Până orezul să faci acolo și eu termin cu grătarea.
Deci eu tai o ceapă. Și să ne căutăm o cratiță. Punem puțin ulei, pot să arăt cât, că n-am pus mult, și facem în felul următor pilaful să fie mai gustos. Pilaful să facem mai multe feluri. Eu fac în felul ăsta. Călesc un morcov și o ceapă. Și pun și orezul și las să fiarbă. Și când e gata fierb, mai punem condimentele toate. Punem și puțin apă, că noi nu facem ceapa sardă. Așa. Așa. Bun, e zis să spălăm. Cană de orez, cam puțin în picătării mea, să pun două plăni, așa, numai să nu fie prea mult. Uitați cum am spălat orezul și pun un pic de apă din asta aici. După orez. Un puțin, că iese afară. Așa. Și acum unde să mai pun apa asta? Și la datin și la aici ceapa s-o călit. Ar fi mai bine să o mai o lăs un pic, că nu-mi place cu noi, să fie un pic mai ciudă. Și până atunci, unde se mai pune la pasta?
zice că e bună apa asta după, după orez. Eu am și ciuperci, nu știu dacă n-ar trebui să pun la sfârșit. Deci la o cană de orez se pune 3 căni de apă. Înseamnă că eu trebuie să pun 6 căni din astea. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Și atunci lăsăm să-și facă treaba. Punem puțină sare. Un puțin condiment. Așa. Pun puțină vegetă. O linguriță jumate. Și acum lăsăm să fiartă. Pe se arătă în oameni. Orezul e gata. Deci dacă puneți 6 căni de apă, deci 3 căni de apă, la cât puneți? Deci dacă puneți un pahar mare, tot atâta. Dacă puneți unul mic, tot atâta. 3 căni de apă la o măsură de orez. Și atunci arată așa. Uitați așa. Vedeți? Acum el e gata. Și punem pătrunjelul ăsta. E un pic mai... Nu așa verde, dar mere. Asta e pilaful. Strângem. Așa. Și acum o să facem carnea. Aici punem capac. Deci carnea o să facem. Dar ăla nu-i bun. Am încotro, că nu este. Este în mașina de spălat. Da. Și atunci pui ce ai? Faci grătan, nu? Da. Dar eu e zic mai că bine. Mai repede mâncă tata ta, dacă e cu grătar vrei. Asta nu e așa bine. Bun grătarul, fiindcă el nu are grăsime nimic. Nu mai bai. Mai facem și curcan pe grătar. Ok. Hai să-l batem atunci. Poți să închizi că îl bat și poate la lumea nu-i place. Și atunci a revenit. Acum am terminat de bătut. Așa. Pun asta la... Să condimentez puțin. Punem puțină sare. Daci, cum vede că pun vegeta rândi de mine. Așa, vegeta. Și punem și de aici puțin. Mai lăsăm să se întindă mai bine.
Este făcut. Da. Punem ceapă, punem puțin sare, o îndrobim puțin până nu punem roșiile. Puțin condiment. Așa. Tăiem roșia. Pun puțin oțet, fiindcă am pus ceapa. Așa, puțin. O mâncare rapidă. Cât doresc acolo. Și ia ca așa. S-a făcut treaba. Da. Facem o farfurie tricolor. Da. Punem și carne și orez și ăsta, salată. N-am mai pus în... Așa să-l fac fain. E bine și așa. Da. Așa. Și punem și salată. Da. Asta e farfuria pe ziua de astăzi. Mulțumim la tata Cerez, dar eu mai am găieri în mâncare. Mai am barzacă, mai am cartofi rău. N-am rămas noi numai pe asta, dar pentru micuța asta e suficient cât am făcut și acum am făcut și farfuria, cum să zic. Dacă vreți, vă arătăm cum e carnea înăuntru, e foarte faină. Vedeți? Uitați, fiartă, bine făcută, bine. Aceasta este realizarea mea pe astăzi. Dacă am fost mai tăcută, mai așa, îmi cer scuze.
rețeta oricum am dus-o la bun sfârșit. Eu sunt cam puțin supărată de cauza că nu găsesc cum să-mi facă curtea, dar vă spun, de mâine fac eu. Dacă până acolo pun o fasole la foc și până fasolea fierbe, eu fac curtea. Și gata. Ca de obicei. Da. Pace, la revedere!